Bună seara! Eu spun să începem. Sunt convinsă că vă aflați aici, în special ca să o vedeți pe, și să o auziți, mai ales pe Aurora Simionescu. Dar înainte să începem, din partea organizatorilor, Universitatea din București, am câteva informații mai degrabă administrative. În primul rând, ca să puteți pune întrebări în timpul sau la finalul prezentării, există o aplicație, aveți numele aplicației pe care o puteți descărca pe telefonul celular, sli.do, se descarcă imediat, nu ocupă mult spațiu în memoria telefonului și acolo, la intrarea în aplicație, aveți numele întâlnirii din seara asta, F360. Așa puteți pune pe toată durata conferinței sau la finalul ei întrebări legate de conținutul conferinței, legate de ce povestește Aurora, în așa fel încât la final să poată să adauge mai multe lămuriri sau detalii celor pe care le va povesti în următoarele minute. În plus, față de asta, dacă vă face plăcere să postați pe mediile de comunicare sociale, vă recomandăm hashtag-ul Hai să afli, care este unul dintre hashtag-urile pe care le folosim, sau Știința pe înțelesul tuturor, care e un pic mai lung, ca să ne regăsim când ne uităm să vedem cine a fost aici și cine s-a bucurat să vadă aceste conferințe. Conferințele Știința pe înțelesul tuturor sunt niște conferințe organizate lunar de Universitatea din București și au ca scop să aducă în fața dumneavoastră oameni de știință din Universitatea din București și din afara universității care au de povestit lucruri interesante despre știința pe care o fac, despre cercetările lor și despre domenii științifice de interes pentru multă lume. Înainte să-i dau cuvântul Aurorei Simionescu, trebuie să vă anunț că deja avem aliniat la start următorul vorbitor, cel din luna aprilie, este tot o doamnă cercetător, este fizicianul Cătălina Curceanu, care va vorbi aici pe data de 18 aprilie, tot de la ora 18. Acestea fiind spuse, să începem conferința din această seară. Invitatul nostru este un cercetător de care s-au bucurat mulți români din categoria uite ce lucruri minunate fac românii și noi nu știm. Știm și Aurora Simionescu este în domeniul ei, în domeniul astrofizicii, așa un fel de rockstar. Am un coleg, n-am să vi-l arăt aici în sală, care mi-a spus, nu se poate, lasă-mă și pe mine să vin și fă-mi cunoștință cu ea, o să-i fac cunoștință la final. Și sunt convinsă că nu e singurul. Probabil că ați văzut-o pe Aurora în câteva interviuri pe care le-a dat în România sau în câteva speech-uri. Corina Negrea de la Radio România ne spunea că a avut o invitată la emisiunile ei și este un om minunat. Dincolo de toate aceste mărturii, există și mărturiile legate de activitatea ei științifică și sunt atât de multe încât n-am să vă spun tot, se află în flyerele de aici și este doctor, este profesor asistent în cadrul Institutului de Cercetare Spațială din Olanda, este consultant științific pentru satelitul Athena, este cercetător la Universitatea Leiden și este membru afiliat la Institutul Kavli pentru Fizică și Matematică a Institutului de la Universitatea din Tokyo din Japonia. Cu alte cuvinte, Aurora a venit în România în zborurile ei de la est la vest, care străbat toată lumea pentru că atât de mulți sunt cei care vor să lucreze cu ea. Pe Aurora o pasionează astrofizica și în mod special am citit că se îndreaptă asupra plasmei fierbinți în grupurile de galaxii. Acum sunt convinsă că povestea despre ce o să vă vorbească Aurora e mai puțin importantă decât ce are să vă spună Aurora, așa că vreau să o invit în fața voastră pe dr. Aurora Simionescu să vă vorbească despre metropolele Universului. Mulțumesc mult, Ada, pentru introducere. Vreau să mulțumesc Universității din București pentru invitația de a fi aici în această seară și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că ați venit la acest eveniment. Vreau să vă povestesc despre locul nostru în Univers, dar nu despre locul nostru printre stele, ci despre locul nostru printre galaxii. M-am născut și am crescut la Brăila, un oraș pe malul Dunării, și în afară de a fi astrofizician, îmi place și să fotografiez cerul noaptea. Vedeți aici o fotografie pe care am făcut-o acum câțiva ani. Aici este Dunărea. Aici este un alt
Râul de stele, să zicem, este Calea Lactee, galaxia noastră gazdă, dar în această fotografie mai există încă o altă galaxie, în afară de Calea Lactee. Și vreau să încep această prezentare cu voi, cu audiența, și vreau să știu dacă cineva din audiență poate să-mi arate unde este această altă galaxie. Există cineva cu un alt pointer? Vreau să ridicați mâna dacă știți unde este cealaltă galaxie. Văd o mână ridicată acolo. Să vedem, să vedem, să vedem. Perfect. Ați trecut primul test, excelent. Haideți să mărim imaginea. Deci este aceeași imagine făcută de camera mea, un aparat de fotografiat, să zicem, care este, îl puteți cumpăra și dumneavoastră. Să mărim aceeași imagine. Deci vedem ca un fel de disc de stele. Aceasta este galaxia Andromeda. Este singura altă galaxie în afară de Calea Lactee care se poate vedea cu ochiul liber când avem un cer, când avem, nu suntem într-un oraș, deci nu avem poluare luminoasă din cauza orașelor de pe Pământ. Dacă avem un cer înstelat, noaptea și e întuneric, putem vedea cu ochiul liber galaxia Andromeda. Dacă vreți să știți cum să o găsiți, aici este Calea Lactee, constelația Casiopea, constelația Andromeda, dar Casiopea este foarte ușor de găsit, este o constelație în formă de W și aproape de Casiopea este Andromeda. Aici avem o imagine făcută cu un telescop mai bun decât aparatul meu, deci vedeți mai bine aceste stele. Ceea ce trebuie să vă dați seama este că în această imagine, deși par apropiate pe cer, obiectele sunt foarte, la distanțe foarte diferite. Hai să vedem care sunt aceste distanțe. Să ne uităm la această stea, una dintre cele mai luminoase stele din Casiopea. Ea este la o distanță de 55 de ani lumină. Aceasta înseamnă că dacă ar exista extratereștrii în jurul acestei stele și dacă ei ar avea un telescop absolut perfect, ideal, dacă ei s-ar uita în momentul acesta la Pământ, ar putea vedea albumul de debut al trupei Rolling Stones, lansat acum 55 de ani. Aceasta stea, una dintre cele mai luminoase din galaxia Andromeda, se află la o distanță și mai mare, de 200 de ani lumină. Dacă extratereștrii de pe Mirach s-ar uita la Pământ, ei, peste 2 ani, deci peste 2 ani de acum, vor putea vedea moartea lui Napoleon. Dar acestea sunt stele din galaxia noastră. Distanța până la Andromeda este de 2,5 milioane de ani lumină. Milioane. Asta înseamnă că dacă cei de pe Andromeda ar putea să vadă Pământul, ar avea un telescop perfect și s-ar uita la Pământ, ei astăzi ar vedea apariția speciei umane. Nu Homo sapiens, ci primii membri ai strămoșilor noștri. Totuși, cu toate că este atât de îndepărtată, putem vedea galaxia Andromeda într-un detaliu extraordinar, mulțumită telescopului spațial Hubble, unul dintre cele mai bune telescoape construite vreodată pe Pământ. De fapt, nu e pe Pământ, este în orbită în jurul Pământului. Hai să vedem cum arată o imagine făcută de telescopul Hubble a galaxiei Andromeda. Exact asta speram. Și credem că Andromeda, într-un fel, este ca o soră a Căii Lactee. Deci dacă am putea să parcurgem o distanță imensă și să ne îndepărtăm de Calea Lactee ca să o vedem de la distanță, credem că galaxia noastră ar arăta foarte asemănător cu Andromeda.
Bun, acum avem Calea Lactee, avem Andromeda, să vedem cine sunt vecinii noștri cosmici. Cum arată cartierul nostru din univers. Acum avem la scară aici casa noastră, Calea Lactee în centru. Aceste cercuri aici sunt 2 milioane, 4 milioane, 6 milioane, 8 milioane de ani lumină. Avem aici Andromeda. Cineva a spus mai devreme norul Magellanic, care este un punct exact aici. Dar în afară de asta, nu prea mai avem alți vecini. Suntem cam singuratici prin univers. Haideți să vedem dacă mergem puțin mai departe, dacă putem schimba asta. Acum fiecare punct din această imagine este o galaxie. Fiecare punct conține miliarde de miliarde de stele. Noi suntem, nu știu dacă vedeți, există un punct lângă litera P, aici. Toată galaxia noastră este în acel punct. Andromeda este un punct deasupra literei P, deci nu în colțul din dreapta sus, ci exact deasupra literei P. Și cam atât. Deci noi suntem într-o zonă foarte singuratică a Universului. Dar există alte zone care sunt mult mai populate, unde există multe, multe galaxii într-o zonă relativ mică de spațiu. Deci distanța noastră până la cea mai apropiată astfel de grupare de foarte multe galaxii este de 50 de milioane de ani lumină. Acum, sper că v-ați dat seama de ce am intitulat prezentarea mea Metropolele Universului. Pentru că această structură seamănă cumva cu orașele, satele, metropolele de la noi de pe Pământ. Și dacă nu mă credeți, vreau să vă arăt asemănarea. Avem aici o imagine din satelit a Pământului. Aici este România, vedeți? Deci București, noi suntem aici. Să vedem, Brașov, Galați, Cluj-Napoca, cred că acesta este Belgrad, da, Budapesta, Zagreb, Bratislava și Viena. Seamănă? Puțin? Este o structură foarte asemănătoare. Haideți să mergem puțin și mai departe. Pe Pământ, dacă mergem și mai departe decât harta anterioară, vedem Europa. Pe cer, avem aici distanța în miliarde, miliarde, miliarde de ani lumină. 0,5 miliarde, 1 miliard, 1,5, 2 miliarde de ani lumină. Bineînțeles, nu seamănă unul la unul. Dar vedeți că în univers există aceste structuri la scară mare. Există orașe, există sate, există metropole și metropolele unele sunt legate unele de altele prin ceea ce îmi place mie să numesc șoselele universului. Haideți să ne gândim acum cum s-a dezvoltat structura pe care o cunoaștem pe Pământ. Da? Pentru că aceste orașe nu au existat dintotdeauna. Dacă ne gândim în epoca de piatră, să zicem, peste tot erau doar focuri de tabără, izolate, de colo-colo. După care oamenii au început să se organizeze, să locuiască împreună, au format sate, satele s-au unit, au format sate din ce în ce mai mari, au apărut orașele, orașele cresc, chiar și astăzi oamenii de la țară, de la sat, se mută din ce în ce mai mult la oraș, metropolele Universului cresc în mod, metropolele pe Pământ cresc în mod continuu. Și cu Universul s-a întâmplat aproximativ la fel. Credem că imediat după Big Bang, materia în Univers era distribuită destul de uniform. Nu exista foarte multă structură în Univers. Ce o să vedeți acum este
unul din videoclipurile mele preferate. Este o simulare pe calculator. De fapt, nu este o simulare, este un calcul. În acest cub, fiecare punct albastru are o anumită masă și fiecare punct interacționează prin atracția gravitațională cu fiecare alt punct din acest cub. Și acum o să lăsăm un calculator să calculeze, asta fac calculatoarele, să calculeze forțele dintre fiecare două puncte din acest cub și să mute fiecare punct datorită forței rezultante asupra lui, de la toate celelalte puncte. Și o să vedem ce se întâmplă. Se formează o structură foarte asemănătoare cu ceea ce am văzut până acum. Cu ceea ce observăm, de fapt, în univers când ne uităm la distribuția galaxiilor. De fapt, este incredibil, asemănarea este incredibilă. Vreau să vă arăt un exemplu. Aici avem observațiile pe care vi le-am arătat mai devreme. Fiecare punct, din nou, fiecare punct din această imagine este o galaxie. Și aici vedem un extras din acest cub, o felie din acest cub, simulat de calculator. Și vedem, coincidența este aproape 1 la 1. Putem să reproducem aproape exact structura pe care o observăm în univers, cu acest model pe calculator al evoluției pur și simplu datorate forței gravitaționale. Ceea ce nu v-am spus încă este că acest model conține niște parametri. Acești parametri depind de cantitatea de materie întunecată și cantitatea de energie întunecată care există în univers. Depinde de în funcție de cantitatea de materie și energie întunecată care există în univers, această simulare, acest calcul pe calculator, arată altfel. Și la sfârșit, începem aproximativ cu aceeași structură uniformă, să zicem, și la sfârșit avem cu totul altceva. Și asemănarea pe care v-am arătat-o mai devreme nu ia loc. Deci nu obținem această asemănare perfectă decât atunci când avem conținutul universului înseamnă 23% materie întunecată, 73% energie întunecată și doar restul infim de 5% sau 4% materie normală, atomii pe care îi cunoaștem. Numai în acest caz obținem această asemănare perfectă dintre modelul nostru și ceea ce observăm în univers. Există multe alte metode de a demonstra că materia și energia întunecată există, dar pentru mine asta este una dintre cele mai convingătoare. Haideți să vedem acum ce se întâmplă într-unul dintre aceste orașe ale Universului. Până la urmă, titlul meu a fost Metropolele Universului. Deci, hai să ne uităm mai atent la unul dintre aceste noduri din rețeaua cosmică. Vedem aici o imagine cu telescopul spațial Hubble. Fiecare obiect de aici este o galaxie, deci aici este o galaxie, încă una, încă una, încă una, încă una, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta, și asta. Ar fi extrem de spectaculos pentru noi să locuim într-un astfel de roi de galaxii, pentru că în loc să vedem doar Andromeda, singura altă galaxie vizibilă cu ochiul liber pe cerul nopții, am putea vedea zeci sau chiar sute de alte galaxii, dacă am locui într-un roi de galaxii. Și totuși informațiile vizuale sunt limitate, nu? Spectrul luminii
Aici vedem lumina vizibilă ochiului, deci culorile diferite, dar știm că există alte tipuri de lumină pe care ochii noștri nu îi pot vedea. De exemplu, știm despre lumina în ultraviolet, infraroșu, dar dincolo de ultraviolet și infraroșu, la lungimi de undă și mai scurte de ultraviolet, există razele X, razele gamma și așa mai departe. Și știm că imaginile pot arăta complet diferit în alte lungimi de undă decât în lumina optică. Toată lumea știe asta, vă dau un exemplu. Imagini făcute în raze X. În lumina optică, mâna mea arată așa. E o imagine complet diferită când ne uităm în raze X. Nu? Ei bine, când mergem la doctor ca să facem o radiografie, doctorul produce niște raze X folosind un aparat. Aceeași fizică care este folosită de doctor ca să producă aceste raze X se întâmplă în mod natural în univers. Aceeași fizică se întâmplă în aceste roiuri de galaxii despre care vă vorbeam. Haideți deci să vedem cum ar arăta acest roi de galaxii în lumina în raze X. Și ne așteptăm să vedem o poză complet diferită față de aceasta, da? Arată cam așa. Haideți să suprapunem acum aceste două imagini. Deci tot ceea ce vedeți aici în roșu, să zicem vișiniu, este emisia în raze X. Și ceea ce vreau să rețineți din această prezentare este că în orașele Universului, spațiul dintre galaxii nu este gol. Spațiul dintre galaxii este umplut de un gaz difuz care emite în raze X. Și din intensitatea emisiei în raze X putem calcula care este masa acestui gaz. Masa acestui gaz este mult mai mare decât masa tuturor stelelor puse la oaltă. Aproximativ de 10 ori mai mare. De 10 ori mai mult, de 10 ori mai mulți atomi sunt în acest gaz difuz în raze X decât în galaxiile în sine. Și atunci întrebarea pe care vreau să vă pun și la care vreau să răspund în restul prezentării este de ce? De ce Universul este atât de ineficient în a converti gazul de la începutul Universului în stele? De ce majoritatea atomilor nu formează stele? Ce altceva are Universul de făcut decât să facă stele? Ei bine, ca să răspundem la această întrebare, acum exact 20 de ani, Agenția Spațială Europeană și NASA au lansat doi sateliți în același an, în raze X, două telescoape în raze X, ca să înțeleagă această întrebare. Și nu pot să las această ocazie să treacă fără să le urez la mulți ani. 20 de ani este o vârstă rotundă și acești doi sateliți încă mai funcționează, încă ne mai furnizează date. Și să vedem ce informații ne-au dat acești doi sateliți în raze X. Haideți să ne uităm din nou. Deci acestea sunt imagini din videoclipul pe care vi l-am arătat mai devreme cu evoluția structurii din univers. Și să ne dăm seama că pentru a crea structuri mai mari, întâi facem structuri mici care se contopesc, se ciocnesc una cu alta, se unesc formând structuri mai mari. Și vom vedea aici, din nou, un calcul, o simulare a unei ciocniri dintre două astfel de roiuri de galaxii. Deci avem aici galaxiile, avem gazul difuz care umple spațiul dintre galaxii și veți vedea din această direcție pe ecran, va veni un alt roi de galaxii și se va ciocni cu primul. Sper.
sau nu. Așa, de aici. Acum videoclipul se transformă într-o imagine adevărată pe care am văzut-o și ciocnirea continuă. Haideți să ne mai uităm încă o dată la acea imagine la care s-a oprit videoclipul în mijloc. Aceasta este o imagine reală. În roz vedem gazul în raze X observat de satelitul Chandra. Și ceea ce se întâmplă în timpul acestor coliziuni este că o mare parte din energia, trebuie să facem și puțină fizică, da? O mare parte din energia cinetică a acestei coliziuni este transformată în căldură. Asta înseamnă că gazul dintre galaxii, din cauza acestei călduri, ajunge la temperaturi extrem de ridicate. De fapt, din acest motiv, și gazul dintre galaxii emite în raze X. De aceea îl vedem în această lungime de undă, pentru că are temperaturi extrem de mari. De fapt, are temperaturi atât de mari, încât este prea fierbinte ca să mai poată forma stele. Aurora. Cum poate să fie ceva prea fierbinte ca să mai formeze stele? Stelele nu sunt extrem de fierbinți deja? Da. În această cameră, temperatura este, să zicem, 20 de grade Celsius. Temperatura de la suprafața Soarelui este de aproximativ 6.000 de grade. 6.000, în comparație cu 20, înseamnă că Soarele este extrem de fierbinte. Temperatura din gazul în raze X este de 10 milioane de grade. La 10 milioane nu mai contează dacă sunt Celsius sau Fahrenheit sau Kelvin, orice altceva. Deci acest gaz este prea fierbinte pentru a mai forma stele. L-am arătat părinților mei mai devreme astăzi această prezentare și tata m-a întrebat: bun, și atunci dacă acest gaz e atât de fierbinte, de ce orice altceva care este în acest roi nu se topește? De ce nu se topesc stelele în prezența acestui gaz extrem de fierbinte? Răspunsul este că densitatea acestui gaz este extrem de redusă. Ce înseamnă extrem de redusă? Înseamnă că densitatea aici este de între 100 și 10.000 de ori mai mică decât cel mai bun vid pe care îl putem crea în laborator pe Pământ. Deci, deși există acest gaz fierbinte, densitatea este prea mică ca să aibă vreun efect. Bun. Am încălzit gazul, e prea fierbinte ca să mai formeze stele. După aceste coliziuni, sistemul revine cumva într-un echilibru, deci revine la o formă mai mult sau mai puțin rotundă. După ce am încălzit ceva, dacă scoatem o prăjitură din cuptor, să zicem, după un anumit timp, prăjitura respectivă se va răci. Și atunci putem să întrebăm: bun, am încălzit gazul, dar de ce nu se mai răcește după un timp ca să poată din nou să formeze stele? Răspunsul este că putem calcula cât durează, de cât timp ar fi nevoie pentru ca acest gaz să se răcească și să formeze stele. În marea majoritate a volumului acestor obiecte, răspunsul este că avem nevoie de un timp mai lung decât vârsta Universului. Gazul este atât de fierbinte încât ca să-l răcim de la 10 milioane la câteva mii de grade, avem nevoie de un timp mai lung decât vârsta Universului. Și atunci acest gaz nu se mai răcește. Există o singură excepție foarte interesantă. Și această excepție este în centrul acestor roiuri de galaxii. Aici, în aceste zone, în principiu,
Emisia în rază X este atât de puternică, gazul pierde atâta energie emițând în rază X, încât timpul de răcire este foarte scurt. Deci acest gaz ar trebui să se răcească și să formeze noi stele. Dacă asta s-ar întâmpla, am putea să observăm aceste noi stele cu telescoapele pe care le avem, dar vedem că asta nu se întâmplă. Deși timpul de răcire este scurt, gazul nu se răcește. De ce? Sau să nu se răcește, important este că nu formează noi stele, ceea ce ar fi trebuit să facă. De ce? Haideți să vedem ce se întâmplă în aceste centre ale roiurilor de galaxii. În aceste centre se află cea mai masivă galaxie din roiul de galaxii. Vedem aici o imagine, această galaxie este un monstru. Vedeți aici alte galaxii din același roi, sunt mult mai mici. Și hai să ne uităm acum în rază X, cum arată această zonă din spațiu. Ceva ciudat sigur se întâmplă. Imaginea pare cumva ca și când cineva ar avea un pai și ar sufla bule într-un pahar cu apă. Dar de unde vine paiul? Ei bine, v-am spus că în această zonă există o galaxie extrem de masivă. Și știm că fiecare galaxie are în inima ei, în centrul ei, o gaură neagră, de asemenea foarte masivă. Cu cât mai mare este galaxia, cu atât mai mare este și gaura neagră din centrul ei. Hai să vorbim despre găuri negre. Găurile negre sunt zone unde materia este extrem de comprimată, unde forța gravitațională este atât de puternică, încât atunci când ceva, orice, inclusiv lumina, a trecut de o rază critică, nimic nu mai poate scăpa din atracția găurii negre. Deci după ce am trecut de această rază critică, nu mai avem nicio speranță. Dar multe lucruri interesante se întâmplă exact înainte ca o fărâmă de gaz, să zicem, să poată să pice în gaura neagră. Să vedem ce se va întâmpla. Acest gaz cade în gaura neagră. El nu cade direct în gaura neagră, ci va cădea cumva într-o formă de spirală, da? Așa cum se duce apa prin scurgere. Poate. Iarăși, nu? Așa. Deci gazul cade în gaura neagră, dar o mică parte din acest gaz, în loc să ajungă în gaura neagră, este lansat într-un jet perpendicular pe acest disc. Vi se pare SF? Puțin? Haideți să vedem dacă avem vreo dovadă prin observații că acest fenomen chiar se întâmplă. Aceasta este o imagine luată cu un telescop, să zicem un telescop amator, un telescop pentru un amator destul de serios, dar un telescop de 16 inci, al galaxiei M87. Acesta este cel mai spectaculos, cel mai apropiat jet al unei găuri negre. Și vreau să știu din nou dacă cineva din public vede unde este jetul găurii negre din acest obiect. Nu mă așteptam. Da. Îl vedeți? Aici.
Bineînțeles, cum v-am spus, aceasta este o imagine luată cu un telescop amator, da? Hai să vedem cum arată cu telescopul spațial Hubble. Aici avem gaura neagră și aici avem jetul lansat de gaura neagră. Da? În lumină optică. Hai să vedem acum ce efect are acest jet asupra mediului înconjurător. Dacă punem acest jet într-un roi de galaxii și avem gaz în raze X în împrejurul jetului, ce se va întâmpla? Nu știu dacă merge cu videoclipurile astăzi, așa că... Aici este gaura neagră, aici este gazul care emite în raze X, jeturile găurii negre și vedem că aceste jeturi acționează exact ca paiul de care vă vorbeam mai devreme, umflând niște bule în gazul în raze X. Aceste bule, v-am arătat mai devreme o imagine, această imagine, dar nu vreau să credeți că este un caz singular, este doar cel mai spectaculos exemplu. Există foarte multe alte exemple de aceste bule datorate găurii negre în alte roiuri de galaxii. Toate aceste imagini sunt în raze X. Diferiți autori, diferiți cercetători aleg altă culoare pentru a reprezenta gazele în raze X. Culoarea mea preferată, cred că vă dați seama, este rozul. Deci aici sunt lucrări de la diferite grupuri care toate au ajuns la aceeași concluzie că aceste bule există. Astfel, gaura neagră din centrul fiecărui obiect pe care îl vedeți aici, să zicem că tulbură gazul din jurul său și în acest fel îl previne să formeze stele. V-am răspuns, deci, la întrebarea pe care am pus-o la început. De ce nu se pricepe Universul să formeze stele? În primul rând, pentru că prin ciocnirile acestor roiuri de galaxii, gazul este încălzit, gazul dintre stele este încălzit la temperaturi extreme, timpul de răcire este extrem de lung și chiar și în cazul în care timpul de răcire este scurt, găurile negre nu permit gazului să formeze stele noi. De aceea, 90% din atomii din Univers nu sunt sub formă de stele, ci se pot vedea în raze X. Acum, v-am spus că Chandra și XMM Newton sunt de 20 de ani pe orbită. Cred că e timpul să ne gândim la generația următoare de sateliți. Și, într-adevăr, atât NASA, Agenția Spațială Japoneză, cât și Agenția Spațială Europeană și institutul la care lucrez eu acum, construiesc, plănuiesc această generație următoare de observatoare care vor vedea cerul în raze X și eu de obicei lucrez mai mult cu teoria, cu observațiile, dar din când în când sunt suficient de norocoasă să ajung și în laborator și să văd ce construiesc colegii mei și să pun mâna pe alte detectoare care vor zbura în mai mulți ani în spațiu. Avem aici niște oglinzi în raze X care au o formă ciudată. Oglinzile în raze X au o formă complet deosebită față de cele în lumină optică. Avem aici un prototip al unui detector pentru satelitul Athena care va fi lansat de Agenția Spațială Europeană. Tot ce este în interiorul acestui cilindru este răcit la 50 de milikelvin, 0,5 grade deasupra lui zero absolut. Și asta ne va permite să facem niște măsurători în raze X care nu au fost posibile până acum. Despre ce vorbesc?
Ei bine, până acum v-am arătat doar imagini în raze X. Dar știm, din punct de vedere al luminii optice cel puțin, că putem să descompunem lumina în culori. Și știm că viața în culori este mult mai interesantă decât viața în alb-negru, da? Prin asta vreau să spun că spectrul luminii conține foarte multe informații în afară de imaginea în sine. În același fel, spectrul în raze X, putem să descompunem observația în raze X în mai multe lungimi de undă. Toate aceste lungimi de undă sunt în parte din spectrul în raze X, dar există multe lungimi de undă diferite. Și să vedem cum arată un spectru în raze X. Deci vedem aici energia, practic inversul lungimii de undă. Aici vedem cât de puternică este emisia în raze X. Aici, în albastru, vedeți un spectru obținut cu Chandra. Deci sateliții pe care îi avem acum în orbită ne pot livra niște informații spectrale, dar extrem de limitate. În viitor, toți sateliții pe care, despre care am vorbit anterior, ne vor arăta spectrul în raze X mult, mult, mult mai clar decât ceea ce putem face acum. De ce ne interesează chestia asta? Pe mine personal din două motive. În primul rând, fiecare element chimic din univers are o amprentă proprie în razele X. Oxigenul, siliciul, fierul, carbonul, azotul. Și observând acest spectru, putem măsura compoziția Universului. Asta înseamnă că ne putem da seama, putem modela, putem înțelege originea elementelor chimice în Univers. Elemente chimice fără de care viața nu ar fi posibilă. Suntem cu toții praf de stele. Da? Toți atomii din această, din această cameră, în afară de hidrogen și heliu, și nu cred că există heliu în momentul ăsta undeva printre noi, toți atomii în afară de hidrogen au fost făcuți în interiorul unei stele, după care au fost dispersați prin univers. Majoritatea lor au ajuns în spațiu dintre galaxii și îi putem măsura în raze X și putem să calculăm originea lor, să vedem cum au fost ei produși în funcție de timp până acum. Al doilea motiv este că prin efectul Doppler, ce înseamnă efectul Doppler? Înseamnă că dacă o sursă de lumină se mișcă spre noi, să mă întorc puțin, deci dacă o sursă de lumină se mișcă spre noi, lungimea sa de undă va fi mai mică și dacă se îndepărtează de noi, lungimea sa de undă va fi mai mare. Deci, din poziția acestor linii spectrale, putem să măsurăm viteza. Viteza gazului în raze X, deci putem să vedem cum această gaură neagră din centru tulbură, cum mișcă ea, cu ce viteză se mișcă gazul acesta. Și, bineînțeles, din dinamica pe care o putem măsura, avem mult mai multe informații ca să modelăm fizica a ceea ce se întâmplă, de ce găurile negre previn formarea de stele. Deci, viitorul în raze X este strălucit. Așteptăm lansarea în 2022 a unei misiuni numite CRISM, lansată de Agenția Spațială Japoneză și NASA. Momentan estimat 2031, va fi lansat satelitul în raze X Athena de către Agenția Spațială Europeană. Acest satelit este următorul satelit de clasă mare, următorul proiect de mare anvergură al Agenției Spațiale Europene și sper să ne vedem peste câțiva ani cu rezultate noi și cu vești foarte îmbucurătoare și ce să vă spun,
Vreau să ne vedem din nou cu vești care vă vor face să credeți că realitatea, că natura este mult mai ciudată și mult mai interesantă decât imaginația noastră poate să cuprindă vreodată. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Aurora. O să dăm la o parte podiumul, pentru că am primit deja un număr de întrebări și vreau să ne așezăm, să purtăm o discuție bazată pe întrebările celor care se află în sală și să mai lămurim o serie de lucruri. Poate nu pe toate, poate rămân pentru următoarea întâlnire o parte din întrebări. O să te rog să iei loc. Să vedem dacă reușim. Aș spune să începem cu întrebările simple. Cineva întreabă unde ai petrecut copilăria și cum de-ai devenit astrofizician? Așa cum v-am arătat la început, am petrecut copilăria la Brăila. Am devenit astrofizician datorită mamei, care este acum în audiență. Și care, bine, am fost pasionată de fizică de la început, am fost olimpică la fizică mai mulți ani și știind pasiunea mea despre fizică, mama mi-a dăruit o carte, un manual de astrofizică scris de un profesor de la Caltech, cumpărat de la mâna a doua, de la anticariat, și pe care l-am citit din scoarță în scoarță și când n-am înțeles ce am citit, l-am citit din nou. Și apoi l-am citit din nou și din nou și din nou și apoi m-am hotărât că vreau să înțeleg mai bine ce se scria în această carte și am ales astrofizica la universitate. Ce anume te face un astrofizician de top? Pentru că nu ești singurul care a făcut astrofizica, dar ești cea care în momentul ăsta reprezinți România cu succes pe plan internațional, la un nivel științific pe care cu greu îl putem percepe noi cei care nu studiem astrofizica. Ce anume te-a făcut să reușești? Cred că este important să realizăm ca cercetători că nu este suficient să știi fizica extrem de bine ca să fii un cercetător de succes. Bineînțeles, e necesar să știi fizica, să știi matematica, bineînțeles, e necesar să fii pasionat de ceea ce faci, dar îți trebuie și multe alte lucruri. Îți trebuie să știi să comunici, trebuie să știi cum să explici cercetarea ta altora, cum să explici cercetarea publicului, cum să explici cercetarea unor surse de fonduri, cum să-i convingi pe politicieni să-ți dea bani ca să-ți faci cercetarea. Și trebuie să știi cum să lucrezi cu oamenii. Toate aceste proiecte despre care v-am vorbit, acești doi sateliți pe care îi vedeți în imagine, nu sunt munca mea. Sunt munca unor echipe de sute, minim sute de oameni, care trebuie să lucreze împreună și care sunt din diferite țări, din diferite culturi, vorbesc limbi diferite, și trebuie să înveți să știi cum să iunești. Avem o serie de întrebări aplicate la lucrurile pe care le-ai explicat mai devreme și o să le iau în ordinea în care au venit. Întreabă cineva ce este materia întunecată. Și sunt convinsă că ne-ar trebui o conferință numai ca să explice asta. Nu ne trebuie nimic. Răspunsul este nu știu. Asta e unul dintre misterele cele mai mari ale astronomiei și, după părerea mea, unul din misterele cele mai mari ale științei. Nu știm exact ceea ce este. Am arătat la început un videoclip unde v-am spus dacă luăm în calcul materia întunecată și energia întunecată, atunci arată așa. Știm cum să descriem matematic materia întunecată și energia întunecată. Materia întunecată se descrie matematic pur și simplu
ca un exces de masă. Un exces de masă care nu interacționează decât prin forța gravitațională. Deci forța electromagnetică, forța nucleară, toate aceste forțe nu contează. Forța gravitațională contează, mărim cantitatea de masă din simulare și ne dă ceea ce trebuie. Dar în afară de asta, fizic, de ce se întâmplă asta, încă nu avem răspuns. Căutăm în acceleratoarele de particule, căutăm în spațiu semnături ale acestei materii întunecate, încă nu l-am găsit. Întreabă cineva dacă este o noțiune speculativă, de fapt, ideea de materie întunecată. Ceea ce vreau să vă spun, dacă ideea că materia întunecată există, dacă această idee este greșită, atunci explicația va fi și mai ciudată și și mai complicată decât pur și simplu că materia întunecată există. Deci v-am arătat o singură dovadă prin această formare a structurii din univers că materia întunecată există. Avem multe alte măsurători care sunt complet independente una de cealaltă. Avem măsurători din galaxii, avem măsurători din roiurile de galaxii despre care nu am putut să vorbesc și toate aceste măsurători independente, folosind obiecte complet diferite, susțin faptul că această masă în plus există. Și cred că, fiind cercetători, trebuie să ne credem datele. Deci dacă imaginația noastră este în contrazicere cu datele pe care le obținem, atunci trebuie să credem datele și nu imaginația. Întreabă cineva dacă modelarea fizicii Universului poate da răspunsuri fundamentale despre geneza Universului. Adică, exact, în momentul în care matematica ne poate da niște răspunsuri pe care imaginația nu poate să ni le dea. E corect? În momentul în care începem să facem modelări matematice, putem găsi răspunsuri care nu sunt neapărat? Eu cred că numai atunci, deci numai folosind matematica și având încredere în matematica noastră, putem găsi răspunsuri. Intuiția și imaginația, și din cauza asta cred că m-a inspirat să devin astronom, este faptul că mi-am dat seama, citind această carte la început, că intuiția și imaginația mea sunt extrem de limitate. Trăim pe Pământ, trăim pe un punct minuscul în spațiu. Ați văzut ce distanțe v-am arătat la început. Nici măcar acele distanțe, nici măcar ca să-mi imaginez acele distanțe, nu mi este suficientă intuiția pe care o am acum. Și atunci matematica practic... Și atunci matematica este singurul lucru în care putem să avem încredere. Întreabă cineva pur și simplu care este cel mai îndepărtat, cât de departe este cel mai îndepărtat obiect care a fost observat de pe Pământ? Depinde. Nu. Cea mai îndepărtată, e un răspuns dificil, dar cea mai îndepărtată galaxie observată de Hubble este undeva la, dacă nu greșesc, 11 miliarde de ani lumină, vârsta Universului fiind de 13,7, deci aproape de începutul Universului s-a văzut această galaxie. Sperăm în curând că va fi lansat un satelit numit James Webb Space Telescope, este urmașul lui Hubble. Acest James Webb Space Telescope speră să vadă nu primele galaxii, ci primele stele. Primele stele care s-au format vreodată din Univers. Nu știm exact când s-a întâmplat asta, dar Universul era doar un bebeluș. Întreabă cineva cum poate fi un gaz mai puțin dens decât vidul. Pentru că vidul nostru îl facem pe Pământ. Deci avem presiunea atmosferică și încercăm, în contextul existenței presiunii atmosferice, să golim un volum din spațiu. Dar este foarte greu să izolăm acest volum din spațiu, să etanșăm atât de bine încât nicio moleculă din atmosfera înconjurătoare să nu intre în camera noastră de experiment. Deci vidul nostru nu este vid.
nu este vid și asta trebuie să învățăm tot timpul, că experimentele au întotdeauna limitarea lor. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne credem rezultatele, înseamnă că trebuie să ne dăm seama care sunt aceste limitații și în contextul acestor limitații ce rezultate putem să credem și ce rezultate nu. Am eu o curiozitate și s-ar putea, cum spuneam, dimensiunea necunoașterii noastre, a mea de pildă, este mult mai mare decât dimensiunea cunoașterii, deci am întrebări din zona vidului interstelar. Dacă universul nu e eficient în a face stele, cum s-au făcut stelele totuși? Aha. Am două răspunsuri aici. Am simplificat, bineînțeles, în prezentarea pe care v-am arătat-o. Problema este puțin mai complexă. În primul rând, la începutul universului s-au format multe stele. Deci, după cum ați văzut, poate pot să arăt din nou evoluția, să zicem așa. Deci vreau să vă uitați la partea de sus. La început, structura era foarte puțină structură și în acest moment temperatura nu era crescută, nu era ridicată atât de mult cât este acum. Deci aici temperatura era mult mai mică. Cu cât există mai multe coliziuni, cu atât temperatura crește. Deci temperatura aici era mult mai mică decât aici. Atunci aici s-au făcut cele mai multe stele, s-au format între 10 și 12 miliarde de deci acum între 10 și 12 de miliarde de ani. La începutul Universului, când acest gaz în rază X nu exista deja. Răspunsul numărul 2 este că găurile negre nu sunt 100% eficiente nici ele în a opri complet formarea de stele. Deci, într-adevăr, nu se formează stele, nu se formează atâtea stele cât ar trebui să se formeze, dar câteva tot se formează în galaxia aceea centrală. Statistica ne spune că și dacă e o șansă mică, până la urmă șansa aia tot se întâmplă, având atât de multe. Întreabă cineva ce sunt găurile negre și dacă sunt sferice. Da, găurile negre sunt sferice. Structura din jurul lor nu este neapărat, așa cum am văzut, gazul care cade în gaura neagră respectivă este sub formă de disc în jurul unei sfere. Ce sunt găurile negre? E o întrebare foarte interesantă și asta ar mai trebui cu tot o altă conferință pentru a răspunde complet. Sunt, cum am spus, zone unde materia a fost comprimată la extrem. Deci dacă luăm soarele, să zicem, hai să luăm pământul. Luăm pământul și îl comprimăm, deci toată masa pământului, cumva dacă am putea să o comprimăm, la mărimea unei alune. Atunci pământul ar deveni o gaură neagră. Deci, trebuie să ne gândim la zone unde densitatea este dusă complet până la extrem. Și atunci când ne apropiem foarte mult de această lună, care e foarte mică, dar conține o masă enormă, atunci forța gravitațională, cine știe forța gravitațională, Gm supra R la pătrat, da? Deci supra R la pătrat este important. Raza la pătrat, cu cât ne apropiem mai mult de această lună, raza devine din ce în ce mai mică, și atunci forța gravitațională devine absolut imensă și atunci nici măcar lumina nu mai poate scăpa de forța aceasta gravitațională. Deci, practic, lumina, dacă se apropie prea mult de această gaură neagră, fotonii sunt înghițiți. Și atunci ea apare neagră. Întreabă cineva cum trece timpul în spațiu. În spațiu, în general, timpul trece la fel cum trece și pe Pământ. În apropierea unei găuri negre, timpul trece cu totul altfel. Nu știu dacă ați văzut filmul Interstellar. Când
ne apropiem de Gaura Neagră, timpul pentru noi care suntem aproape de Gaura Neagră trece mult mai repede decât pentru un alt observator care este mai departe. E cumva o extindere, deci amândouă aceste preziceri au fost făcute de Albert Einstein. La început el a spus că dacă mergem cu o viteză aproape de viteza luminii, atunci timpul pentru noi va trece altfel decât pentru un observator care este în repaus. Și aceasta a fost teoria specială a relativității și teoria generală a relativității a spus că acest efect se întâmplă și în apropierea acestor găuri negre. Mai avem întrebări specifice, dar sunt și întrebări care vin din percepția noastră. Spune cineva, știam că temperatura scade atunci când volumul se extinde. Deci de ce crește temperatura gazului măsurat în raze X în momentul în care, de fapt, el se extinde? Da, gazul nu se extinde. Deci ceea ce am învățat la termodinamică este că începem cu ceva mic, să zicem, deci un volum mic, un balon, și dacă extindem acest balon, în condițiile în care numărul de particule se conservă, da? Extindem acest balon și atunci temperatura scade. Aici nu putem vorbi despre o expansiune. Gazul umple spațiul dintre galaxii tot timpul. Da? Și universul nu se extinde de la Big Bang încoace? Aha. Perfect. Da, universul se extinde, dar locurile din univers care sunt legate gravitațional nu se extind. Deci, practic, când, în momentul de față cel puțin, când universul se extinde, galaxiile rămân cât de mari sunt acum. Deci spațiul dintre galaxii crește, dar galaxiile în sine rămân legate de forța gravitațională și rezistă aceste expansiuni a spațiului. Am înțeles. Mai departe, mai multe întrebări pe tema asta, pe tema legată de multiversuri. Da? Dacă, plecând de la premisa că universul nu e unic, există multiversuri, există mai multe universuri, ele sunt paralele, cum crezi că funcționează? Din nou, aici este o întrebare mai mult de metafizică sau de filozofie, să zicem. Viteza are, lumina are o viteză limitată, da? Ceea ce înseamnă că noi nu putem vedea dacă universul are 13,7 miliarde de ani mai departe decât, și asta e o aproximare, deci cei care știu din audiență, vă rog să nu săriți pe mine, aproximativ câteva zeci de miliarde de ani lumină, nu avem nicio metodă să vedem mai departe decât atât. Ce poate fi mai departe decât câteva zeci de miliarde de ani lumină? Pot să fie, cai vers pe pereți, poate să fie orice. Deci nu avem nici o metodă fizică. Eu, ca cercetător, nu am nici un fel, dacă îmi faceți un telescop perfect, nu aș putea măsura niciodată ce se întâmplă. Și atunci rămâne la latitudinea oricui să spună există alt univers sau există același univers pe care îl avem acum, dar se extinde la infinit. Sau avem, bucăți de univers care fiecare au altă proprietate. De unde vine această întrebare? Această întrebare vine de la faptul că unele constante din universul nostru de acum sunt puțin suspicioase. Pentru că dacă am schimba relativ forța nucleară față de forța electromagnetică, dacă am schimba masa protonului și așa mai departe, am ajunge într-un univers complet diferit unde viața nu este posibilă. Și atunci cercetătorii s-au întrebat de ce avem aceste coincidențe, de ce toate aceste constante fizice au valoarea pe care o au, așa încât noi să putem să existăm. Aici sunt două răspunsuri. În primul rând,
Un răspuns este că dacă aceste constante ar fi fost altfel, noi nu am fi aici ca să punem această întrebare. Iar al doilea răspuns este acesta cu multiversul, care spune că asta este din întâmplare, pentru că există multe alte universuri paralele, aceste constante au cu tot o altă valoare în acele alte universuri și noi se întâmplă să existăm în universul care ne permite lucrul acesta. Din nou, pentru mine e mai mult o chestie de filozofie. Cât de tare te preocupă întrebarea dacă există viață în alte părți în acest univers? Sunt convinsă că există. Pe ce te bazezi? Pentru că, bine, universul este infinit, să zicem, dar hai să ne limităm la 10 miliarde de ani lumină, distanță față de noi, ceea ce putem observa. Hai să vedem. Fiecare acest punct este o galaxie. Există sute de miliarde de galaxii în univers. În fiecare astfel de galaxie există miliarde de miliarde de stele. În Calea Lactee am început să vedem că alte stele au planete în jurul lor. Am descoperit că aproximativ numărul de planete este cel puțin la fel de mare ca și numărul de stele. Deci sute de miliarde de planete într-un singur punct și sute de miliarde de puncte. Care este șansa din atâtea planete care trebuie să existe în univers că viața nu s-a dezvoltat decât pe una singură? Așa cum a spus Carl Sagan, este expresia mea preferată de la Carl Sagan, a spus că it would be an enormous waste of space. Ar fi o risipă extraordinară. Care crezi că este șansa să putem să confirmăm existența unei alte civilizații? Să luăm legătura, să știm, să avem o confirmare... Zero. Gândiți-vă la ce v-am spus despre galaxia Andromeda. Deci cei de la galaxia Andromeda, este foarte posibil acum ca ei să existe. Să existe extraterestri pe galaxia cea mai apropiată de noi. Și care încearcă să ia legătura cu noi. Ne-au trimis un mesaj. Dar... Da. Noi... Mesajul va ajunge peste 2,5 milioane de ani. Cine va mai fi aici să preia acest mesaj? Va mai fi cineva aici? Cine știe? Deci nu este o waste of space, este waste of time. Până la urmă. Sunt întrebări legate de tehnologie. Cât durează, de pildă, construirea unui satelit ca Athena, care apoi vine să ne ofere răspunsuri de la momentul care pornește proiectul până la momentul în care începe să trimită? Depinde de mărimea satelitului, de costul satelitului, să zicem, de cât de ambițios este proiectul. Chandra, de exemplu, cred că a început să fie proiectată în 1978, a fost lansată în 1999, deci 20 de ani. Nu. 22. Da. 21. Satelitul Athena, după cum ați văzut, deja este în proiectare, va fi lansat, se estimează, în 2031. Deci, din momentul acesta, încă 12 ani. Deci, în total, tot în jur de 20. Dar există și alte proiecte puțin mai mici care durează un timp mai scurt. De exemplu, satelitul CRISM a fost aprobat în 2016 cu lansare în 2022. Este un satelit mai mic, concentrat pe un singur instrument, un singur detector și așa mai departe. Are se pot face experimente limitate cu el, dar se pot face experimente foarte interesante și atunci am spus, ok, facem ceva mai mic ca să verificăm, să vedem dacă ceea ce vrea să facă Athena va fi fezabil.
E o întrebare pusă mai de mult de cineva care vrea să știe dacă e teoretic posibil să avem un obiect creat prin tehnologie care să măsoare ce se întâmplă în timpul exploziei unei supernove și să supraviețuiască, adică să poată transmite informații. Deci, în principiu, ca ceva să supraviețuiască unei explozii de supernove, e relativ simplu. Nu vreau să fac această paralelă, dar am făcut multe experimente cu explozii nucleare în trecut, unde am avut tot felul de... Nu eu am avut, ci guvernele care au făcut aceste experimente, au avut instrumente de măsură care au văzut ce se întâmplă în timpul unei explozii. Deci ca să construim așa ceva ar fi simplu. Problema este, din nou, timpul sau spațiul. Faptul că dacă vom construi un astfel de instrument, va trebui ca el să călătorească prin spațiu ca să ajungă la o stea care va exploda ca supernovă. Și acum, în primul rând, distanțele sunt enorme. Deci sonda Voyager, care a fost lansată tot așa în anii, nu știu, 1970, abia a trecut de marginea sistemului solar. Nici o șansă să ajungă la altă stea. Deci distanțele sunt enorme. Și în al doilea rând, nu știm ce stea va exploda ca supernovă când. De exemplu, există renumita asta Betelgeuse, care este în constelația Orion, și care deocamdată nici măcar nu știm dacă a explodat sau nu. Deci este o stea gigantică, roșie, care este la sfârșitul vieții. Ne așteptăm, la un moment dat, ca ea să explodeze ca supernovă, dar fiind la atâtea zeci de ani lumină, se poate ca ea deja să nu mai existe. Dar noi o vedem. Dar noi o vedem. Cum a spus Eminescu, da? Era pe când nu se vedea, azi o vedem și noi. Întreabă iarăși mai multe persoane dacă crezi că e posibil să ne mutăm pe alte planete, dacă e posibil să stăm pe Kepler, dacă pe Kepler 1186F și așa mai departe, dacă pe alte mai sunt câteva întrebări care menționează diferite luni ale planetelor, e posibil să ne mutăm? Din ce ai văzut tu, e o soluție pentru omenire? Nu cred că e o soluție pe care ar trebui să contăm. Cred că ar fi bine să avem grijă de planeta noastră gazdă, pe care o știm foarte bine, și să nu fie nevoie să o părăsim. Din nou, aici răspunsul este că distanțele sunt extrem de mari și că omenirii ar trebui, din nou, sute de mii de ani ca să ajungă de pe o planetă pe alta, deci ar trebui generații de generații de generații de generații să călătorească prin spațiu într-o navă spațială. Ok, dar măcar pe Marte? Măcar pe Marte? Pe Marte, da, pe Marte cred că avem șanse să trimitem oamenii pe Marte. Dacă se va întâmpla în timpul vieții noastre, nu știu dacă vreau să pariez. Probabil că da. Problema cu Marte este, într-un fel, Soarele, sunt exploziile solare, care lansează din când în când niște particule extrem de energetice. Noi suntem protejați de atmosfera Pământului, de aceste radiații, și avem ca bonus aurora boreală, tot datorită acestor emanații ale Soarelui. Dar dacă am avea o echipă de astronauți care să călătorească de la noi până la Marte, tot ne-ar trebui, nu știu, să zicem un an și jumătate, ceva de genul ăsta, ar trebui să zboare prin spațiu ca să ajungă acolo. Un an și jumătate nu e foarte mult, dar probabilitatea ca în acest an și jumătate să fie o astfel de explozie solară este practic 100%. Și nu știm cum să protejăm acești astronauți de aceste raze nocive. Pentru că dacă ești lovit de aceste raze nocive, 100% te vei îmbolnăvi de cancer.
Și în această navetă spațială nu există niciun doctor, nu există tratament și atunci noi am stat pe Pământ și ne-am uitat la acești astronauți cum mor în drum spre Marte. Și atunci, după părerea mea, acesta este punctul critic, care acum, bineînțeles că există cercetători care caută o soluție, dar motivul pentru care nu am lansat deocamdată persoane pe Marte este acesta, că nu s-a găsit încă o soluție. Asta nu înseamnă că ea nu există, dar încă trebuie să mai căutăm. Se cheltuie, unii ar spune sume foarte mari pentru astronomie, astrofizică, alții ar spune nu suficient. Dar care e beneficiul, din punctul tău de vedere, pentru omul de pe stradă al cercetărilor care se fac în domeniul astrofizicii? Există aici două răspunsuri. Răspunsul pragmatic și răspunsul idealist. Eu sunt în favoarea răspunsului idealist, dar hai să vă spun întâi pe cel pragmatic. Din cercetarea făcută de NASA ca să lanseze acești sateliți, ca să construiască Stația Spațială Internațională și așa mai departe, multe descoperiri s-au propagat în industrie. Deci sunt astăzi folosite constant. GPS-ul, de exemplu. Fiecare îl folosim când avem Google Maps ca să navigăm undeva. Sunt multe, multe, multe astfel de exemple. Tot felul de materiale care au trebuit să fie dezvoltate pentru spațiu, să fie rezistente, să fie foarte ușoare și așa mai departe. Deci din această cercetare care a fost motivată de faptul că am vrut să mergem în spațiu, s-au descoperit până la urmă tot felul de lucruri care se folosesc practic și fără de care astăzi nu ne-am imagina cum să trăim. Răspunsul idealist este faptul că sunteți astăzi aici, faptul că fascinația pentru astronomie este o parte din ființa umană, faptul că suntem curioși, faptul că putem să punem aceste întrebări, de unde venim, unde ne ducem, care e contextul nostru în univers. Cred că asta ne definește pe noi ca oameni, pentru că suntem singura specie inteligentă pe care o cunoaștem. Suntem singura specie care își poate pune astfel de întrebări. Și cred că, din nou, ar fi un foarte mare păcat să nu investigăm, să nu dăm curs acestei curiozități. Ultimele două întrebări. Prima, care este filmul SF, filmul care conține lucruri legate de astrofizică pe care tu îl preferi? Pe care l-ai recomanda? Care ți-a plăcut? Sau? Nu știu să vă spun. La fiecare film, cred că Gravity, filmul cu Sandra Bullock, cred, pe Stația Spațială Internațională. Este făcut extrem de bine. Nu am găsit nicio greșeală de fizică în el. Nici în faptul că se întâlnea cu atâta gunoi spațial atât de ușor? Adică... Nu, din păcate, nu. Adică există foarte mult gunoi spațial. Deja cunosc niște persoane care au început niște companii startup ca să meargă cu un magnet foarte mare să adune gunoiul din spațiu. Un pericol real pentru astronauții care, dacă lansăm acum o rachetă în spațiu, există o șansă reală ca o bucățică mică de gunoi să lovească naveta spațială la o viteză extrem de mare și să facă o gaură în naveta spațială, să decompresurizeze. Și atunci trebuie să facem curat. Chiar și în spațiu. Și ultima întrebare, ai recomanda tinerilor din ziua de azi să se facă astrofizicieni? Și ce ar trebui să facă? Azi sunt studenți, sunt elevi, sunt în clasa a 12-a și vor să aibă o carieră ca a ta. Ce ar trebui să facă? Ar trebui să învețe fizica. Nu există nicio scurtătură. Nu. Fără fizică și matematică nu există nicio scurtătură și între timp nici fără statistică, fără programare pe calculator
Și fără a vorbi limba engleză, din păcate, și asta este absolut necesar pentru comunicarea de care vă vorbeam mai devreme. Și în al doilea rând, să-și găsească interesul, să citească despre astronomie, să vadă dacă într-adevăr interesează. E ușor să fii entuziasmat de astfel de prezentări, dar în spatele tuturor rezultatelor pe care vi le-am arătat acum, există extrem de multă muncă și trebuie să fii destul de pasionat ca să treci prin toate astea și la sfârșit să poți să-ți spui I made it. Dar ce ar trebui să facă, dacă sunt convinși că asta este pasiunea lor, ar trebui să-și urmeze, bineînțeles. Aurora Simionescu, mulțumim foarte mult. Pe noi ne-ai convins.